Noștri prieteni, ne bucurăm pentru harul acordat nouă celor mărunți și aproape nevăzuți de cei mari. Dăm slavă lui Dumnezeu că în mila sa suntem totuși văzuți și auziți de Dumnezeul nostru care ne poartă de grijă. Deși suntem nesemnificativi în ochii celor puțini, totuși Domnul nostru Iisus ne are radarul său, ne observă fiecare mișcare și are reperele și coordonatele vieții noastre în fiecare secundă. Așa cum el însuși spune în cartea lui Ieremia la capitolul 23, versetul 23 și 24, sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu? Zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul, vedeți? Câtă glorie se poate găsi în declarațiile acestea în versetul din Ieremia, capitolul 23, versetul 23. Vedeți, Dumnezeul nostru nu creează inteligență artificială, prieten, pentru că ochiul său este cea mai bună cameră de luat vederi, pentru că nu filmează numai mișcările exterioare ale individului, expresia feței, tonalitatea vocii, interioare și dinamica gândirii noastre. Această declarație este confirmată de cartea lui Isaia, capitolul 37, faptul că Dumnezeu are o cameră de luat vederi, faptul că Dumnezeu poate filma simțămintele, faptul că Dumnezeu poate filma și anticipa cu această cameră de luat vederi chiar și viitorul tău. Dar eu știu, spune Domnul în versetul 28, când stai jos, când ieși afară, când intri și când ești mânios împotriva mea. Bine, textul se aplica împăratului Asiriei sau asirianului în genere. Deci se poate observa că Domnul nostru ne ia temperatura în fiecare clipă și de aceea raportul lui pentru ziua judecății este infinit mult mai perfect și fără de cusur. Vedeți, tribunalul ceresc se diferă de cel pământesc pentru că jurații și instanța nu se corup și nu urmăresc interese private. Vom avea nevoie de 1000 de ani să se deschidă cărțile și să înceapă judecata de la tronul lui Dumnezeu. Vom avea privilegiul de a participa la cea mai extraordinară revelație dumnezeiască. După Daniel și Apocalipsa, un film tridimensional cu acuratețea detaliilor vieții muritorilor de la începutul lumii până la sfârșitul ei. Vom vedea actori nevăzuți din spatele scenei, îngerii lui Dumnezeu salvând viața celor iubiți de ei. Vom fi martori la vizionarea multor instanțe unde Dumnezeu a intervenit în mod miraculos pentru a ne păstra viața, pentru a ne extinde harul său. Vom vedea drumul încăpățânării și al rebeliunii noastre, simultan cu răbdarea și purtarea de grijă, prieteni. Purtarea de grijă pe care Dumnezeu a avut-o față de noi, în timp ce noi eram dușmanii lui, Roman 5. Ne vom proșterna în lacrimi de mulțumire când vom vedea cât a investit Dumnezeu în mântuirea mea, în mântuirea ta, în mântuirea noastră de obște. Acolo, în ceruri, vom vedea vieți de oameni. Unii au început-o bine și au sfârșit-o în mizerie. Alții au fost conștienți, în credință, de la început și până la sfârșit și au fost consecvenți cu tot ce au făcut. Alții au fost scăpați și mântuiți ca niște tăciuni scoși din foc. Și câte și mai câte revelații care vor fi oferite și împărtășite de Dumnezeu pentru 1000 de ani. 1000 de ani de Apocalipsa, 1000 de ani de revelație, 1000 de ani în care taina lui Dumnezeu se va termina, pentru că Tatăl Ceresc nu va avea nimic să ascundă de noi pământenii lui. Atunci taina lui Dumnezeu se va sfârși, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos nu va avea nimic de ascuns. Dumnezeu, judecata lui va fi prezentată în fața oamenilor, iar oamenii vor spune: drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Știți, în psalmul 139, e o declarație foarte interesantă care confirmă din nou că Dumnezeu monitorizează tot universul și inclusiv această, în ghilimele spus, citadela păcatului. David, prin inspirație, bineînțeles, spune: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos, știi când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu, știi când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști întru totul.
Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot cuprinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Deci, prieteni, când citim Psalmul 139, cu adevărat suntem provocați. Deci, iată evidențele concrete care dovedesc că Dumnezeu este în control. În fiecare dimensiune, fie că vorbim de microcosmos, macrocosmos, cred că Dumnezeu are o lanternă, o luminiță în fiecare colț întunecat al Universului, inclusiv în citadela de păcat a acestei lumi. De aici începe, prieteni, de fapt, intriga omenirii împotriva lui Dumnezeu. Întrebare de baraj. Dacă Domnul este în control, dacă Domnul are stăpânirea asupra tuturor lucrurilor, de ce? De ce? De ce atâta mizerie în lume? De ce atâta suferință? Aceeași frustrare pe care o am eu, tu, societatea în care trăim, o avea și profetul Ieremia în capitolul 21, versetul 1-2, când spunea: Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cer cu tine. Deci, în ghilimele, nu am nicio șansă. Dacă aș vrea să mă cer, vreau totuși să te întreb asupra urândurilor tale. Adică voi încerca să pun întrebarea acuzatorie. Pentru ce propășește calea celor răi și toți mișei trăiesc în pace? I-ai sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Cei drepti ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Dacă integritatea credinței profetului se clatină de indignare, ce să mai așteptăm la noi creștinii de ocazie? Acuza cade greu asupra judecătorului, adică asupra lui Dumnezeu. Ce spunea Ieremia? I-ai sădit, adică tu ești vinovat că s-au născut. Au prins rădăcină, cresc, fac rod. Adică Domnul este vinovat de tot acest spectacol de mizerie ce are loc pe pământ, nu? Eu cred, prieteni, că fenomenul isteriei globale se datorează integral a legilor pe care umanitatea le-a făcut. Consecințele sunt efectul inevitabil a ceea ce vedem că se întâmplă pe pământ la ora actuală. Prieteni, vom vedea lucruri și mai mari. Domnul nu a sădit răul, Domnul a avut răbdare cu răul. Pentru oamenii răi din jurul meu am o obiecțiune împotriva lui Dumnezeu. Dar când mă uit la mine, eu nu sunt rău. Adică Dumnezeu m-a sădit să fiu rău sau a avut grijă de mine ca să mă convingă cu frânghii de dragoste, cu maniera lui plină de iubire, ca să mă întorc la el? Vedeți, dragii mei prieteni, suntem foarte subiectivi atunci când vorbim despre oamenii răi din jurul nostru. Ieremia era și el într-o oarecare măsură subiectiv, că doar nu iubea pe babilonieni care veniseră să distrugă națiunea evreilor mai mult decât noi iubim pe vrăjmașii noștri. Și atunci, bineînțeles că în mod timid, în mod fragil, Ieremia oarecum punea o întrebare incriminatorie la adresa lui Dumnezeu și spunea: I-ai sădit. De unde vin atât de mulți soldați babilonieni? Tu ești de vină, Doamne. Eu cred că noi toți suntem răi. Nu ne-a sădit Dumnezeu. Noi am apărut datorită milei și dragostei lui Dumnezeu, ca din oameni răi, din păcătoși, nenorociți și ticăloși, Dumnezeu să poată produce acel buchet de flori frumos mirositoare. Deci cred că a venit vremea, dragii mei prieteni, ca să încetăm în a mai acuza pe Dumnezeu. Deși așteptăm zorile dimineții unei lumi mai bune, este tot noapte. Așa cum spunea și profetul Isaia în capitolul 21, versetul 11, străjerule, mai este mult din noapte. Și răspunsul era: vine dimineața și este tot noapte. Este noapte în mintea oamenilor, în inimile lor, în mintea noastră, în inimile noastre, în sufletul nostru. Auzim mereu pe oameni folosind expresia aceasta atipică: dragii mei, nu înțelegem ce se întâmplă, e noaptea minții. Ce ar fi fost dacă străjerul ar fi răspuns altceva? Dar dacă la întrebarea străjerului, străjerule, mai este mult din noapte, noi am răspunde cu declarația din Fapte, care spune: nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa.
Pare un răspuns diametral opus. Pe de o parte, profetul este interesat de viitorul planetei, de viitorul și destinul umanității, și pe de altă parte, răspunsul Domnului este direct, tăios și fără echivoc împotriva celor care au pus întrebarea. Sigur că ceea ce determină formatul sau exprimarea, răspunsul pe care îl dă Dumnezeu în ambele situații, este contextul. Adesea dăm răspunsuri, prieteni, corecte, cu aplicații greșite. Hai să discutăm puțin despre apostoli care erau strânși la oaltă și spune în Cartea Faptelor, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou, rețineți, din nou împărăția lui Israel? Adică cum să așezi din nou, dar ce era ruinată împărăția lui Israel? Vedeți, și apostolii erau atât de obsedați de momentul sau acea euforie, de acea beție a trecutului istoric în care Solomon, templul acela extraordinar, avea să fie rezidit. Ei visau cu ochii deschiși la o împărăție, prieten, care acum nu mai exista. Mă uit astăzi în Irak, toată lumea, dacă te duci în Irak, oamenii îți vor spune, mândria și fala Babilonului, dacă te duci în Iran, îți vor spune, mândria și fala lui Cirus, dacă te duci la evrei, mândria și fala lui Solomon. Întrebarea pe care au pus-o ucenicii Domnului Iisus Hristos este, are o tentă extrem de egoistă, de naționalistă, de o tentă care arată egoismul uman de la A la Z. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția ta? Nu zice așa. Spune, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Observați că ucenicii nu erau interesați de împărăția lui Dumnezeu și revenirea Domnului Hristos. Erau interesați de restabilirea gloriei împărăției lui Israel, nu a împărăției veșnice a lui Hristos. Cred că este clar contextul. Întrebarea nu țintea expresia din rugăciunea domnească, Tatăl nostru, dacă vreți, care surprinde expresia vie împărăția ta. Întrebarea ucenicilor n-aveau nimic de a face cu vie împărăția ta. Ei conectau revenirea Domnului Hristos cu stabilirea și reclădirea patrimoniului național evreiesc ca faimă a întregii lumii. Când îți vei mai aduce aminte și de noi să ne restabilești în gloria pe care am pierdut-o și să așezi din nou împărăția lui Israel. Atenție, nu împărăția tatălui. Vedeți dumneavoastră, prieteni, mândria națională era mare tantam pe vremea aceea și chiar astăzi, prieteni, naționalismul sfârșitului de veac este o obsesie pentru mai mare națiunilor. Acest concept al naționalismului va conduce lumea la o religie în care Dumnezeu va fi dat afară din orice ecuație. Dumnezeul cerului și al pământului nu va fi binevenit între cei ce se stăpânesc, orbește pământul acesta pentru un moment. Întorcându-ne la întrebarea inițială, dăm răspunsul corect la întrebare și facem o aplicație corectă de asemenea sau corespunzătoare. Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Observați, Isaia nu era îngrijorat de împărăția lui Israel, ci de revenirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. Aceasta face toată diferența între un răspuns corect cu o aplicație greșită și un răspuns corect cu o aplicație corectă. Așa că cei care, din interese evidente, nu doresc agitarea subiectului revenirii Domnului Iisus Hristos pe norii cerului, trebuie să înțeleagă că folosirea textului nu este treaba voastră să știți despre vremuri și soroace, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, are un context specific care ne face să înțelegem că Dumnezeu este în control. Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi prorocilor. Asta e în Amos 3:7. Dar mai am o declarație interesantă din Apocalipsa 10:7 care spune că în zilele acelea în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor.
Observați consecvența Scripturii. Tatăl nostru din ceruri revelează celor care sunt interesați cu privire la revenirea Domnului Hristos, revelează toate detaliile și tot ce este important pentru ei ca să știe. Cu cât mai mult astăzi trăim în vremuri solemne, prieteni, și în contextul în care lumea a luat-o total razna pe o cale greșită, cu cât mai mult ar trebui să fim interesați de revenirea Domnului Hristos. Iar acest subiect frumos, unic de speranță al pământenilor, când nimic de pe pământ nu ne mai oferă o șansă sau o speranță, privirile noastre ar trebui să se ridice către cer și fie că este nor, fie că este un cer albastru, stelele pe cerul întunecat, noi ar trebui să ne ridicăm privirile și să-L rugăm pe Dumnezeul nostru și să-L întrebăm, așa cum o făcea profetul Isaia, Doamne, mai este mult din noapte. Prieteni, așa că să trecem la realitățile actuale pe care le-aș defini începutul durerilor sau, dacă vreți, începutul sfârșitului. Știți, există o declarație în Scriptură care este esența subiectului meu, vai de voi pământ și mare. Înainte însă de a comenta această declarație care se găsește în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 12, aș vrea să scot în evidență și faptul că sunt mai multe vaiuri în lume, în Scriptură. Aș dori să trecem în revistă aceste vaiuri sau câte feluri de vaiuri putem găsi în Scriptură. Spre exemplu, în Numeri, capitolul 21, versetul 29, ni se spune, vai de tine! În Judecători, capitolul 6, versetul 22, Gedeon strigă, vai de mine! Văzând că fusese îngerul Domnului. În Numeri 24, cu versetul 3, ni se spune, Balam, care rostește un alt vai, zice, vai, cine va putea trăi când va face Dumnezeu acest lucru? În 1 Samuel, capitolul 1, versetul 7, ni se spune că filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva pe pământ până astăzi, nu? În Samuel, 1 Samuel, capitolul 4, versetul 8, ni se repete expresia, vai de noi! Cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Și dacă vreți, mergem și la Împărați, 1 Împărați, capitolul 13, versetul 30. Este istoria tristă a profetului tânăr înșelat de profetul bătrân, care i-a pus trupul mământ și a zis, vai frate! Vaiurile pentru farisei, vai de voi farisei și cărturari fățarnici, putem continua în cele trei vaiuri din Apocalipsa, dacă le putem numi așa. Apoi, dacă vreți să mergem mai departe, dintre toate vaiurile, cele sau cel care trezește omenirea și bate gongul ceasornicului profetic este Apocalipsa 12 cu 12. Nu uitați, nu e greu de reținut. Am avut la început, în debutul subiectului nostru, Ieremia 23 cu 23. Acum avem Apocalipsa 12 cu 12. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, dar utopic sau paradoxal, ni se spune vai de voi pământ și mare. Prietenii mei, se știe că forțele întunericului au puțină vreme până să vină, dragii mei prieteni, și să mai chinuie pământul. Știe că mai are puțină vreme. Putem observa caracterul general al profeției. Aici este cuprinsă și planeta întreagă, vai de voi, ferice de pământ, ferice de cei din cer, dar vai de pământ. Ce contrast! Aceasta este punctul culminant, căderea cetății păcatului, prieteni. Este momentul în care cerul începe reposedarea teritoriului furat. Dumnezeu trimite pe Fiul Său care se va ridica la sfârșit și va ocroti pe poporul Său. Punctul culminant este atunci când omul stă față în față cu criza finală, atunci când nu ai voie să fii descurajat și nu-ți permiți riscul de a clădi pe emoții sau sentimente negative. Acesta este punctul culminant al subiectului nostru. Începem o incursiune foarte interesantă în Scriptură și vedem reacția multor eroi la presiunea încercărilor. Iov, Iacob, Iona, Ilie, Ieremia, Ioan Botezătorul, Ioan ucenicul cel iubit și finalmente Iisus. Toți aceștia au fost prieteni încercați într-un mod anume. Se va vedea cât rezistă omul la presiuni emoționale și cum se agață el de acel firav capăt de ață care se numește credința. Știți,
lupta se dă pe teritoriul emoțiilor și sentimentelor. Se pare că această luptă a dărâmat multe minți luminate, așa cum ni se raportează în Scriptură, în 1 Împărați, capitolul 1, versetul 4. Știți de ce? Pentru că suntem o societate orientată emoțional. De când Eva a primit o pervertire a simțămintelor și a emoțiilor și a sentimentelor în grădina Edenului, de atunci, dragii mei prieteni, emoțiile, sentimentele și simțămintele sunt foarte puternice și adeseori controlează individul. Așa cum se spune în 1 Împărați, capitolul 1, versetul 4, când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima. Adică cum i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost întru totul al Domnului său, cum fusese inima tatălui său David. Interesantă declarație, i-au plecat inima. Adeseori în Scriptură, când vorbim de inimă, vorbim despre un centru emoțional, un centru care vorbește despre atitudinea sufletului, despre simțăminte, despre emoții, despre maniera în care ne raportăm în mod inteligent, dar emoțional, la factori externi cu care corelăm sau comunicăm în viața de zi cu zi. Detrimental faptului că era un om foarte inteligent, totuși Solomon, din nefericire, a permis emoțiilor și acestui torent de sentimente să îi ia cu asalt mintea, să-i controleze mintea, să-i cucerească mintea și apoi să fie sclavul unor simțăminte care erau evident călăuzite de soțiile care aveau un interes diferit de cel al lui. Atunci când emoțiile și sentimentele controlează clădirea Parlamentului minții umane, acesteia, rezultatul va fi păcatul, ruina și moartea. Solomon, din nefericire, a fost omul a cărui minte a fost controlată, iar clădirea Parlamentului minții lui Solomon a fost controlată de factori emoționali care finalmente l-au dus la păcat și chiar ruină. Slavă lui Dumnezeu că Solomon este raportat în Scriptură ca un om care poate fi considerat mântuit ca un tăciune scos din foc. Iată câteva exemple. Moise lovește pe egiptean pentru că indignarea emoțională îl face să-și piardă controlul. Petru, într-o manieră similară, ridică sabia și taie capul soldatului. Toma, necredinciosul, într-o manieră de om răsfățat și imatur, spune: dacă nu-l voi vedea, nu voi crede cu niciun chip. Dacă nu voi pune eu mâna pe rana lui și nu voi vedea rănile din pieptul lui, etc., cu niciun chip nu voi crede. Ioan cere să se coboare foc din cer după ce o zi întreagă Mântuitorul împărtășise Evanghelia unor săteni, iar Domnul Hristos se uită la el și vede atitudinea emoțională, simțămintele otrăvite și toxice, declarația vitriolică, el, ucenicul care era fiul tunetului, prin convertire avea să devină ucenicul cel iubit. Ioan, în care avea să scrie cea mai frumoasă Evanghelie pe care cineva o poate citi pe pământul acesta. În cele din urmă, și nu accidental, l-am lăsat la urmă pe listă, în cele din urmă și nu accidental, îl scot în evidență și pe Cain, care era dominat de sentimentele urii, emoții negative, până acolo că și dragostea filială de frate nu-l mai poate opri de a-l omorâ sau asasina pe fratele său. Prieteni, aici este taina nelegiuirii versus taina neprihănirii. Cum un om bun poate deveni un om rău? Nu știu. Cum un om rău poate deveni un om bun? Nu știu. Este taina fără de legii care îl face pe omul bun să devină omul rău și este taina mântuirii, Hristos în voi, nădejdea slavei, care îl face pe omul rău să devină om bun. Prietenii mei, aceasta este o experiență pe care o vom înțelege în fiecare zi dacă îl urmăm pe Hristos și este o taină care ne va fi explicată acolo în ceruri când ne vom duce și vom sta de vorbă cu Tatăl nostru într-o vreme când timpul nu va mai conta. Știți, prieteni, cheia sol a ușii inimii omului se găsește într-o declarație din Geneza începuturilor furiei lui Cain. Păcatul, spunea Domnul în discuție cu el, că
Tatăl Ceresc a încercat să-l îmbuneze, sau Domnul Hristos, dacă vreți, bătea la ușa inimii lui Cain și spunea: măi omule, potolește-te, mă, nu lăsa ca furia sau uraganul acesta, de torentul acesta de ură și de sentimente negative să te distrugă, să-ți distrugă mintea și serenitatea. Păcatul pândește la ușă, spunea Iisus, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Prieteni, aici este cheia. Cea mai importantă este elementul sau detaliul cel mai fundamental din tot acest mesaj. Tu să stăpânești emoția. Dacă eu și tu, dacă noi nu putem să ne stăpânim emoțiile, simțămintele, frustrările, sentimentele și lăsăm aceste frustrări, emoții și emoții să controleze centrul nostru sau factorii noștri de gândire, aceasta ne va duce inevitabil la păcat. Putem observa că Dumnezeu evidențiază aspectul original care a germinat sau născut păcatul, și anume emoția nesfințită și sentimentul care n-a fost controlat sau supus factorului rațional. Vedeți, dragii mei prieteni, violența pe care Cain a dovedit-o față de fratele său este practic un simbol al violenței pe care lumea o dovedește astăzi în interacțiune. Este o violență pe care o trăim și o simțim pe pielea noastră în fiecare zi. Gândirea inspirată spune că avem o datorie la fel de sigură de a ne împotrivi melancoliei, gândurilor și sentimentelor de nemulțumire, după cum avem datoria de a ne ruga. Observați, obișnuința de a gândi și a vorbi în mod toxic conduce cetățeanul la un comportament grotesc. Chiar faptul de a căuta rău în alții va produce inevitabil dezvoltarea aceluiași rău în noi. Așa că să stăm în teritoriul credinței lui Dumnezeu, prieteni. Câți dintre noi n-am fost trădați de propria inimă, de propriile emoții? Poate că și dumneavoastră ați avut această experiență în care regretați declarații sau cuvinte pe care le-ați rostit și n-ați fi vrut să fie rostite vreodată. Așa că noi toți ne identificăm, prieteni, cu acești mari eroi ai Bibliei, și dacă ei, ca oameni de o relație și un statut moral deosebit, au fost subiecți ai căderii, ai controlului emoțional, cu cât mai mult noi oameni care suntem nesemnificativi în lumea asta și poate suntem chiar și creștini de ocazie. Mulți își evaluează starea religioasă în funcție de emoțiile lor, dar acestea nu sunt un criteriu vrednic de încredere. Viața noastră creștină nu depinde de sentimentele noastre, ci de cât de strâns ne-am prins de lucrurile de sus. Dar cei care se așteaptă să vadă o schimbare magică în caracterele lor fără un efort hotărât din partea lor de a birui păcatul vor fi dezamăgiți. Prieteni, noi avem datoria de a ne educa mintea, de a gândi în mod pozitiv, constructiv, în slujba binelui. Tot Pana Inspirată spunea, este rezultatul autodisciplinei, al supunerii naturii inferioare celei superioare și supunerii eului slujirii lui Dumnezeu și a omului. Traducerea textului biblic ar fi: păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Asta, în termeni cât se poate de contemporani, era declarația sau traducerea profetului zilelor moderne. Este rezultatul autodisciplinei, al supunerii naturii inferioare celei superioare, adică emoțiile și sentimentele trebuie să fie întotdeauna călăuzite și sub comanda factorilor raționali ai lobului frontal, marea uzină, marea fabrică de gânduri a minții noastre. Dragii mei prieteni, aș vrea să mergem puțin mai departe și să ne întoarcem la momentul în care Apocalipsa capitolul 12, versetul 12 ne spune: vai de voi, pământ și mare! Diavolul știe că mai are puțină vreme, dar el știe că va fi confruntat, este un învins. Dacă ar fi să aleg între nimic și suferință, aș alege suferința.
Pentru că nimicul e plictisitor, nu? Așa că și noi în această seară, prieteni, vrem să ne pregătim pentru cel mai mare gong, pentru cel mai mare clopot, pentru cea mai mare bătaie, pentru cea mai mare alarmă pe care ceasornicul profetic a dat-o. Vai de voi, pământ și mare, iată că vine Iisus. Profetul Isaia completează această declarație, mai este mult din noapte, străgerule, zice, vine dimineața, se vede că se îngână ziua sau noaptea cu ziua, dar este tot noapte, noapte în inima oamenilor, noapte în inima vânzătorului Iuda, noapte în mintea celor creștini care astăzi sunt gata să meargă la tribunale împotriva fraților lor, noaptea minții acelor care au cunoscut pe Dumnezeu și de frica că vor muri de foame se vor transforma în fiare și vor trăda pe aceia pe care altădată i-au iubit. Dragii mei prieteni, punctul terminus sau punctul culminant este momentul în care Domnul Iisus Hristos revine pe norii cerului, iar oamenii care se consideră stăpâni pe pământ, stăpâni pe noi, îl vor vedea. Zâmbetul, care de fapt este un rânje de animal, de fiară, așa cum spune Apocalipsa capitolul 13, rânjetul acela plin de siguranță și de aroganță le va îngheța pe față. Armele urii pe care le au ca să stăpânească sclavi ca mine și ca tine, le vor cădea jos și se vor frânge ca niște paie. Nu vor putea merge, ci se vor târâ, genunchii li se vor disloca de frică, limba li se va usca în cerul gurii, ochii se vor duce în fundul capului și vor tremura zberând sau strigând, urlând cu disperare, munți și stânci cădesc peste noi, căci cine este în stare să stea în fața celui ce vine, în fața acestei glorioase revelații, a revenit Domnul Iisus Hristos. Prieteni, se văd zorii dimineții. Punctul culminant este biruința lui Dumnezeu pentru tine, biruința Fiului lui Dumnezeu, Domnul Hristos, pentru tine. Ah, să-ți calci pe inimă, cum zice românul, este cel mai dureros exercițiu. Nu este un exercițiu al trupului, este un exercițiu al minții. Să-ți calci pe inimă, să mergi împotriva a ceea ce simți, să simți că lumea se prăbușește în jurul tău și totul să te agăți de frânghii a credinței, prieteni. Aceasta este cea mai extraordinară luptă pe care tu, eu, noi toți va trebui să o dăm atunci când va veni sfârșitul lumii. Să nu ne încredem în simțăminte, în sentimente, ci să-i dăm slavă și onoare Tatălui Ceresc prin a crede făgăduințele lui Dumnezeu care sunt vrednice de crezare, pentru că n-au mințit niciodată. Prietenii mei buni, dacă frânghia emoțiilor se va rupe, frânghia credinței nu se va rupe niciodată. De aceea, în numele Domnului Iisus Hristos, slujiți lui Dumnezeu din principiu și nu din sentiment. Aceasta este cel mai important lucru în cooperare cu declarația lui Ieremia, care se simțea el însuși jegmănit de propriile atitudini împotriva lui Dumnezeu. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Ca mai târziu în plângeri, atunci când intră în acel puse emoțional, el, Ieremia, face o declarație: El este acela care mi-a sfărâmat dinții cu piatra. Ieremia, profetul lui Dumnezeu, ajunge să îl acuze pe Dumnezeu că este tiran și că îi zdrobește dinții cu o piatră. Toți eroii care au trecut pe aici au făcut declarații de care s-au căit mai târziu. Iov făcea o declarație în capitolul 7, versetul 13 la 16. Aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea, decât aceste oase le disprețuiesc. Mai târziu se pocăia în praf și cenușe zicând, îmi pun mâna la gură și tacă și nu sunt decât carne păcătoasă. Iov, Iacob, Iona, Ilie, Ieremia, Ioan Botezătorul, chiar Iisus, eu și tu, noi toți, avem să fim confruntați în războiul acesta spiritual cu statutul nostru emoțional. Ilie săracul spune și el, destul, nu mai vreau să trăiesc, vreau să mor. Iona la fel spune și el, vreau să mor. Solomon spune, mi-am urât viața și nu mai vreau să trăiesc. Ioan Botezătorul care spunea, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, ca mai târziu să spună în închisoarea lui Irod, El este acela sau să așteptăm pe altul? Prieten, Mântuitorul Iisus Hristos nu înțelegea factorul sau chiar
chiar Domnul Iisus Hristos, care este confruntat cu furtuna emoțiilor în Ghețimani, este atât de asaltat încât pune o rugăciune înaintea Tatălui de trei ori, dacă este posibil, leapădă sau depărtează paharul acesta de la mine, iar pe cruce, în extraordinara frustrare, durere, disperare, în extraordinara traumă emoțională pe care Domnul Hristos o trăiește, pun o întrebare: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Vedeți, prieteni, atunci când noi nu ne putem înțelege pe noi înșine, atunci când nu ne putem înțelege propriile simțăminte, atunci când nu ne putem înțelege propriile sentimente, începem să punem întrebări de genul acesta. Așa cum acești mari eroi ai Scripturii au trecut prin Valea Umbrei Morții, prieteni, și au trăit momente de descurajare extremă, puncte culminante, punctul terminus al credinței lor, și ca mai apoi să se ridice, tot așa și noi, prieteni. Dar ce mă mai face să trag speranță este că făgăduințele lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață. Iată ce mă mai face să trag nădejde. Prieteni, nu suntem mai buni ca Ieremia, nu suntem mai buni ca Ioan Botezătorul, nu suntem mai buni ca Ioan ucenicul cel iubit, nu suntem mai buni decât Ilie, nu suntem mai buni decât Iona, nu suntem mai buni decât Moise sau Iacob înainte. Toți aceștia, sau Iov, toți au trecut prin valea aceasta plângerii, prin valea durerii, prin valea aceasta, sau dacă vreți, strâmtorării, timpul strâmtorării personale. Toți au trecut prin acest timp al strâmtorării. Noi suntem invitați la fel să trecem pe acolo, prin timpul stâmtorării. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, să ne dea putere și credință ca să fim alături de El, cu El, pentru veșnicie, prieteni. Mă rog lui Dumnezeu ca în această seară să putem reflecta profund la fragilitatea stării noastre emoționale, la faptul că noi de atâtea ori am fost controlați de emoții, de resentimente, de frustrări și emoții pozitive, care întotdeauna sunt produsul gândirii sănătoase, dar dincolo de toate acestea avem nevoie de susținere și de suport. Vreau să vă împărtășesc un mic secret, o rețetă pentru inimă. Atunci când avem probleme, atunci când nu putem să ne înțelegem pe noi înșine, atunci când ne simțim respinși de Dumnezeu, de Hristos, de lume, de societate, roagă-te. Rugăciunea, repetarea permanentă a făgăduințelor lui Dumnezeu sunt hrană pentru suflet, sunt hrană pentru rănile minții, sunt hrană pentru o minte și o inimă care dorește să se întoarcă la Dumnezeu. Bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze, prieteni, ca să înțelegem valoarea dragostei sale, valoarea iubirii sale și valoarea pe care Dumnezeu a investit-o în mine și tine. În această seară, înainte de a vă spune pacea Domnului Hristos și noapte bună, vă invit la un moment de rugăciune. Iubitul nostru Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru harul tău minunat, îți mulțumim pentru această seară de părtășie, pentru punctul culminant, atunci când starea noastră emoțională conflictează cu credința pe care o avem și cu făgăduințele tale. Ajută-ne ca să ne bazăm pe ce stă scris și nu pe ce simțim. Dă-ne, Doamne, experiența aceasta, o experiență ciudată pe care n-am avut-o niciodată până acum, sau poate că am avut-o. Întărește-ne în credință și pregătește-ne pentru timpul strâmtorării. Îți mulțumim în numele lui Iisus pentru toți cei care sunt pe calea undelor. Îți mulțumim, Doamne, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, pentru harul oferit. Ne rugăm din nou pentru familiile îndoliate în România, care petrec pe ultimul drum, pe oameni care i-au iubit, oameni, bărbați, femei, copii, bătrânei, care au făcut parte din decorul vieții noastre și astăzi nu mai sunt. Iubite Tată, umple Tu vidul care este creat prin plecarea celor dragi din viața noastră. În numele lui Iisus, te rog să binecuvântezi pe cei descurajați, înlăcrimați, care astăzi seară se agață de un fir de credință, ascultând cuvântul care vine de la Tine. Îți mulțumim că ne iubești, că ne ierți și că ne înveți. Amin.